Bună seara, doamnelor și domnilor. Intrăm în direct ca să punem țara la cale sau țările, eu fiind la București, vin de dincolo de Prut, pot să zic că am două patrii pentru că am două cetățenii, dar îmi pasă și de ce se întâmplă în lume, în regiune, pentru că nu e așa, suntem într-al doilea an al unei pandemii, ceea ce înseamnă o epidemie de nivel global. Toată umanitatea suferă acum de un coronavirus de tip nou, descoperit în anul 2019, de atâta boala pe care o generează acel coronavirus numit SARS-CoV-2, că e de genul SARS. Boala se numește COVID-19 și până acum a luat aproape 3 milioane de vieți în lume. Asta înseamnă întreaga populație a Republicii Moldova sau întreaga populație a Bucureștilor. 3 milioane de oameni au murit de anul trecut de când s-a instituit prima dată carantină, lockdown, stare de urgență în majoritatea statelor lumii până azi și încă nu se vede capătul pandemiei. E posibil să mai moară tot pe atâta în condițiile în care stăm în casă, ne spălăm pe mâini, păstrăm distanța socială, fizică, purtăm mască, că dacă n-am fi păstrat asta timp de un an, probabil am fi numărat 10-30 de milioane, exact cum s-a întâmplat acum un secol când de o gripă nouă, numită gripa spaniolă, dar de fapt ea a apărut prin Statele Unite de la animale de casă. Acea gripă a luat zeci de milioane de vieți omenești. Mai mulți au murit de acea gripă decât muriseră în primul război mondial. Acum tehnologiile sunt dezvoltate, oamenii de știință se descurcă mai repede, iată au elaborat deja și un vaccin, a început vaccinarea. Dar suntem în globalizare, suntem de câteva ori mai mulți oameni în lume. Călătorim de multe ori mai repede. Na, cu internetul suntem oriunde în lume, instantaneu, dar până în seară poți să ajungi pe continentul american sau pe continentul australian. Deci, în felul ăsta, boala se transmite foarte ușor și iată, din China a ajuns repede pe toate continentele și a contaminat toată lumea și până s-au dumerit doctorii cum se transmite, cum să ne protejăm, deja era prea târziu, iar unii erau sceptici prin Italia, prin Spania, au participat la meciuri de fotbal și după aceea s-au trezit cu focare de COVID și cu foarte mulți oameni morți pentru că nu mai reușeau să încapă în spitale. Se pare că aceeași situație se întâmplă acum în stânga Prutului la Chișinău. Iată de ce ieri, la rugămintea guvernului, o majoritate din Parlament a votat un fel de lockdown. Chiar și președinta solicita asta acum 2 săptămâni pentru că lucrurile degradează acolo din cauza irresponsabilității politicienilor care și anul trecut instalaseră lockdown de 2 luni, da? România instalase doar pe o lună, în Republica Moldova dintr-o dată 2 luni și-au scos blindatele pe stradă și obligau oamenii să stea în casă. Ca după aceea să vedem nunta lui Chicu, premierul Republicii Moldova, făcuse nuntă fiului său Șescu. Aia nu era nuntă, era așa o petrecere cu familie. Dar erau zeci de oameni într-un local acolo, fără măști, ceea ce însemna că politicienii, iar din coace vă amintiți ziua de naștere a lui Orban în Parlament și alte obrăznicii comise de politicieni, asta a descurajat oamenii să respecte aceste restricții și din cauza acestei irresponsabilități, foarte multă lume s-a infectat. Iată și aici, în România, unele orașe deja sunt carantinate, Bucureștii de mult sunt în cod roșu și în jurul Bucureștilor multe localități din județul Ilfov, un inel roșu în jurul capitalei e de mult timp. Aici, în România, a început de mult vaccinarea, sunt disponibile cel puțin 3 vaccinuri diferite, mai mult de 1 milion de oameni deja s-au vaccinat, vreo 10% din populația țării. Și în Republica Moldova, în sfârșit, au răzbătut unele vaccinuri, dar pe lângă pandemie, pe lângă această criză sanitară și pe lângă
problemele economice generate de statul în casă, de îmbolnăvirea unor oameni care ies din circuitul economic timp de o lună sau chiar mai mult și toată familia în jurul lor suferă pentru că au o grămadă de cheltuieli pe tratament, pe stat în casă, pe izolare și tot așa. Pe lângă toate aceste urgii, avem și un război informațional, mai degrabă o campanie intensă de dezinformare, care cel mai degrabă vine de la grupuri conservatoare din Est și din Vest, mai ales are interes să ne dezinformeze și să ne prostească Kremlinul, Moscova, care vrea să fie rău peste tot în lume, dar se pare că și-a dat cu stângul în dreptul și toate tâmpenele pe care le-au generat fermele lor de troli în limba rusă, pentru spațiul estic, pentru lumea care înțelege limba rusă, au fost preluate și de ruși și acum vaccinul lor Sputnik V, probabil de la Vova Putin, e ignorat chiar de ruși, cu toate că stă în toate centrele comerciale, la stațiile de metrou, stau centre de vaccinare mobile și propun oamenilor tuturor să se vaccineze, dar rușii nu prea se grăbesc să se vaccineze. Iar în Republica Moldova unii șmecheri, tot dintre cei coronasceptici și dintre cei responsabili, acum se laudă pe internet că au trecut prutul și au făcut uz de dreptul lor de cetățean român, s-au programat și chiar deja s-au vaccinat în România, chiar dacă altă dată în viața lor politică erau împotriva României. Deci iată cum se constată că oamenii au față dublă, au gânduri ascunse și vedem fața adevărată a omului după felul cum poartă masca. M-a provocat să discutăm despre asta domnul Ion Guzun, concetățean al nostru, probabil ești cetățean român și el ca mine, probabil cu pașaportul românesc a ajuns în Franța cu toată familia, de mult timp locuiește lângă Strasburg. Eu îl țin minte încă de la emisiunile Hyde Park la Radio Antena C, se numea, toți atunci erau cu pseudonim, erau unii Ion de la Trușeni, Ion de la Durlești, el era Ion de la Criuleni, chiar dacă locuia lângă Criuleni într-un sat. Domnule Ion, ce vești aveți din Franța, ce vreți să ne comunicați despre vaccinare, suferință cu virus, unii zic că suferă de la vaccin, alții ne asigură că mai mari suferințe generează virusul, care vă sunt părerile? Bună seara sau bună ziua celor care vă asculta online pe urmă. Păi și da. Acum suntem în direct pe Facebook și înregistrez pentru YouTube. Da. Dar să nu uitați, încep din start, să puneți like-uri. Like-uri, share-uri și dacă vrea cineva să participe, scrieți un comentariu sau un mesaj privat și vă introduc cumva în discuție. Și răspun, iată că și în Franța se agravează situația și mai tare față cum a fost. Dacă zona roșie a fost numai Parisul, acum este declarat, cum am înțeles, toate regiunile Strasburg, adică Alsace. Problema este că mai așteaptă sărbătoarea Paștelui, care este acum duminică. Catolic. Și duminică, ca duminică, luni și marță este interzis orice plimbat, orice pe străzi, dacă nu e nevoie. În timp ce britanicii, iată, au fost mai șmecheri, s-au grăbit să se vaccineze și se pare că la Londra, după jumătate de an, mai ieri a fost prima zi fără niciun mort de COVID. La ei mai mult de jumătate de populație deja e vaccinată. Și Israel, Marea Britanie și Israel sunt campioni la vaccinare. În Marea Britanie ieri au sărbătorit a doua zi fără morți în bază de COVID. Și e o țară mare, are 70-80 de milioane, nu știu cât e mare, cât Germania. E cât Franța, comparabilă probabil ca populație. Cam așa, aici parcă 80 în Franța, 80 ceva. Vreau să spun ce m-a provocat pe mine ca să îndemn, că eu am propus, dacă ți-ai minte, Oleg,
ceva mai înainte, dar am vrut cu ceva martor să vorbesc despre mărturii, acolo să mărturisească, dar totuși acea discuție o lăsăm mai apoi. Și luând în vedere zilele care le-am primit acum știri la Moldova și ce se petrece în România, vreau să spun vorba lui Dodon, nu vă jucați cu focul. Deci, oameni buni, acest virus nu este glumă. El, când pătrunde în organism, el distruge. Distruge plămânii, distruge toate organele, creierul, toate absolutități, unii se localizează, acolo tot putrezește. Bun. Eu înțeleg că Rusia, dar sub influența Rusiei, cel mai tare este în ziua de astăzi, în afară de Armenia, este România și Moldova, unde mincinoșii fac propagandă, de pildă și prin Ungaria, acolo pălește peste România și din dealul Roșca, prieteni sunt pe la București, acolo care fac propagandă. La noi preoțimea Moldova în vedere, preoțimea Bisericii Ruse, chiar scot minciuni că le-au plătit la oameni ca să spună că este COVID, că a murit de COVID, când oamenii se nege că nu a fost COVID, că așa ceva nu este, multe și nevrute. Eu vreau să îndemn absolut pe toți, oprit să credeți mincinoșii. Aceste trei vaccini și se apropie în care vai, ele nu sunt, cum am spus și mai înainte, nu sunt în stil vechi făcut. Știința a înaintat. Și este absolut fără frică, cum? Nu trebuie să aveți frică, nu este dăunător această vaccinare. Deși se dublează. Niciun vaccin n-a fost gândit să fie dăunător. Poate că au efecte adverse, pentru că totuși îți bagă ceva ser în organism, inclusiv cu virus amețit. Sunt variante de tot felul. Nu, nu. Și la unele organisme dau reacții neașteptate. La fel e și cu virusul. Unii reacționează adecvat, sistemul imunitar se include imediat, la alții are o reacție virulentă încât îl omoară, chiar sistemul imunitar îl omoară pe om. Da, Oleg, înainte așa se făcea, se lua virusul, îl amețea și îl introducea amețit. Pe urmă el sau se trezea, sau organismul îl nimicea mărindu-se imunitatea. Acum nu se ia niciun virus, dar se ia o proteină care elimină anticorpi, care distruge consecințele virusului, fiindcă virusul, odată ce nimerește în organism, el începe să distrugă celulele. Le putrezește. Poate nu le distruge, dar le infectează și se multiplică virusul. Dar din câte știu și am auzit mai nou, virusul AstraZeneca, Sputnik, niște virusuri chinezești, sunt făcute după metoda veche, cum zicem noi, cu virus amețit. Celelalte, Pfizer și cu Moderna, sunt cu ARN messenger, cu proteina aceea, cum zici, e o metodă revoluționară nouă pe care o tot testat-o și o experimentat-o ei de mult și acum iată au avut ocazia să o implementeze. Sunt variante diferite. AstraZeneca nu are virus. Asta e elaborat din Marea Britanie cu Statele Unite. Pur și simplu sunt luate proteine. Înainte, cum toți folosesc proteină, puteți folosi proteină de la maimuță sau de undeva. Ion, deci trebuie să admitem că amândoi suntem
amatori, că nu știm mai nimic din microbiologie, din virusologie, din chestii cu vaccine, doar ce am auzit la știri, da? Presupunem. Și e minunat să spunem, să recunoaștem asta, pentru că negaționiștii cel mai des sunt siguri că ei știu, dețin adevărul, când de fapt ei nu știu nici cât noi, probabil. De acord, Oleg, dar proteina asta care e de la AstraZeneca, de la prima injectare, poate să nu producă efect. Deci, Cele la mai multe dumneavoastră. vaccine se administrează în două doze. Doar acum vine unul nou, Johnson & Johnson, acela se va administra într-o singură doză. Da, corect. Dar Păi, încă nu și a fost vorbesc. adus, încă nu a ajuns în România. Se pare că a fost omologat, acceptat, dar încă nu a ajuns pe piață. Nu știu, să Eu sunt vedem. programat la un centru la care se administrează vaccinul Moderna. De acord, eu am în vedere cu totul altă. Eu, pe mine, puțin astăzi mă interesează de să discut vaccinurile care sunt înregistrate de OMS. Pe mine mă interesează faptul că oamenii sunt amăgiți prin propagandă. Uitați-vă la noi simplu, în Moldova. Nu știu, ai privit știrile, nu? Socialiștii bat la toate tribunele că nu este virus, că nu e... Nu mai Uitați-vă, zic așa. Dodonul, Ieri au în Parlament bizile. au pretins că, Doamne ferește, se întâmplă în țară și de asta trebuie Asta ieri. lockdown. Și ieri au votat alături de partidul Șor pentru carantină. Cu Da, toate Oleg, că asta... mai ieri Șor făcea concerte la Orhei. Atât de grav era pentru ei încât făceau Asta ieri a concerte fost în spus. centrul orașului. Da, Oleg, asta ieri au spus. Dar ne aducem aminte cum Dodon și preoții chemai la alegeri când au fost prezidențiale în fața catedralei de la Chișinău. Au fost chemați oameni, erau fără măști. Și Dodon, Dodon mult și... timp cât era președinte, s-a afișat fără mască, pupa copii, bătrâni, vizita veterani, le dădea medalii în toiul pandemiei, atunci când scosese blindatele în stradă. S-a purtat foarte irresponsabil Dodon ca președinte. Asta a stârnit neîncrederea oamenilor în ceea ce spune guvernul. Cu una spun și alta fac. Păi asta, de asta și vorbesc. Și nu, și preoțimea tot și spune, nu vă temeți niciun virus. Veniți, bateți trei mătănii, ei sunt martori, Da, vă îi chema să țineți. ia aghiazmă, acum îi cheamă să se împărtășească. Nu-i grav că noi băgăm lingurița în spirt. Da, Da. sigur. Dar pot să bagi, principalul este că ei mint. Ca pe urmă, uitați-vă știrile de ieri mai ales, majoritatea raioanelor de la nord, de la sud, fură vaccin. O primărie întreagă s-a vaccinat cu cum metri cu cine acolo, spunând că gata, medicii s-au vaccinat, restul nu vor. 8 medici s-au vaccinat și medicii care nu s-au vaccinat o anunțat că iată, vaccinurile noastre sunt folosite pe alte destinații. Fiindcă nu vor să o vaccineze mai târziu, cred că cu AstraZeneca, și cum a fost adus Pfizer, practic o nouă, la o butelcuță de o sticluță de vaccin, un medic s-a vaccinat și nouă lucrători la primărie. Deci, de asta nu mai au un loc, dar câte mai sunt? Deci, uitați-vă, aici mincinoși cum se vaccinează, stem de moarte, stem. Dar propaganda și face tot ei cu gura lor să nu vă temeți că noi vaccin. Oameni, gândiți-vă, faceți vaccinați, fiindcă vaccinul va opri cât de cât va opri mortalitatea. Chiar de vă să ajunge să vă îmbolnăviți, va trece la vedere acest virus, organismul va începe a lupta și veți avea imunitate. Fiindcă nu trebuie să glumim cu moartea. Viața odată vă dă și dacă vă scăpați, înapoi nimeni nu vă dă. Vreau să vă dau o pildă.
Oleg, el nu-i credincios, așa, Oleg? Chiar ateu toată ziua. Așa. În Biblie este scris o pildă. Un om îl vine și l-a prevenit, băi, hadem că a să ploaie, pa și potop. A, lasă că Dumnezeu o smatere. Vine altul îi spune, măi, au rămas câteva ore, uite în sus, cum acolo vine focul din cer. Pe mine Dumnezeu o smatere. După și toată lumea s-a dus, el a rămas, l-a omorât și se înfățează în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, băi, de ce nu te-ai dus? Dacă ți-am spus, am trimis la tine câțiva oameni te privină. De ce nu te-ai dus din locul ăla? Am așteptat tu să mă aperi. Deci, oameni buni, vă să ajunge, cum spuneți, în cer, Dumnezeu fix să vă întrebe. Am trimis oameni care au dar. Au darul de medicină, au darul doctoriei, numiți cum vreți. Aici au dar, ei au învățat. Păi iată că unii șmecheri acum nu așteaptă să-i păzească Dumnezeu, se duc și se vaccinează cu Pfizer, cu AstraZeneca, cu cine meresc, înaintea celor care ar trebui primii să se vaccineze, pentru că pe prima linie riscă cel mai mult medicii. O grămadă de funcționari publici prin diverse raioane, iată Valeriu Furdui zice, jlobii de la guvernare, fură vaccinul de la medici. Da. Păi de asta și spun. Oamenii trebuie să ducă acolo, să facă rând, să ocolească punctul și de vaccinare, să nu vină tâlharii. Fiindcă în Moldova nu să ajungă pentru toți vaccinul. Dar dacă este vaccinul pentru voi, cei de spital, cei din primul rând. Și dacă este vaccinul pentru cei care sunt predispuși la vedere oamenii în vârstă, iată acum s-a dovedit că Pfizer merge vaccinarea și copiilor, deci nu ratați șansa și nu le dați voie tălharilor să vină înaintea voastră să ieie. Ba mai mult, Oleg, eu am auzit că socialiștii vând Pfizer cu 300 de euro. Nu știu cât e de drept, dar am auzit, nu știu cât de drept, la știri le-am auzit. Problema e că nici n-are cine să ancheteze chestia asta, pentru că tot ei controlează acum cam totul. Sigur, sigur, sigur. Deși pentru asta am rugat pe domnul Lex să facem acest hangout ca să vă aducem la cunoștință măcar cei care credeți în noi. Care credeți nu că noi, dar în cei ce discutăm noi. Nu glumiți că moartea nimeni nu o să vă întoarcă înapoi și să vă dea zile care trebuie să le mai trăiți. Și nu permiteți altora să vă furi vaccinul vostru, mai ales Pfizer, da, are o prioritate și este pentru voi cei mai bolnavi și cei din primul rând. Deci nu ratați șansa și nu scăpați. AstraZeneca au scăpat Marea Britanie. Deci s-a dovedit că de cei din AstraZeneca care au primit, nu mor deja. Dar din Pfizer nici nu se îmbolnăvesc. Așa că vaccinați-vă și scăpați-vă că nu-i bine dacă veți pierde apropiații voștri. Nu-i bine când unii strigă, nu credeți că virusul nu este, vaccinarea nu este bună, așteptați-o pe cel rusesc, deci nu știu care este bun, nu știu care, dar acel care este registrat la OMS este sigur și trebuie de trecut prin asta, prin această pandemie, fiindcă când era tiful, până au venit vaccinurile, tot așa au murit milioane. Deci asta este ceva ordinar pe pământ, periodic. Apropo de epidemiile de tif și holeră, vorbea ieri în Parlament o deputată din opoziție, Irina Spătaru, de la partidul lui
Andrei Năstase. De altfel, s-ar putea să fie o concurentă a lui la congres. Nu știu când o să fie congresul platformei, da. Dar cineva se așteaptă că Andrei Năstase va fi înlocuit de cineva și se pare că Arina Spătaru intenționează să candideze. Dar pleacă un habotnic religios care a adus în zi de duminică la Ministerul de Interne, când el era vicepremier, doi mitropolit Truci, să sfințească un crucifix pe scările ministerului, și vine alta în loc, nevasta unui preot de la Bălți, care ieri în Parlament a ținut un discurs despre importanța colaborării bisericii cu instituțiile de stat pe timp de pandemie, ca să-ți dai seama. L-a și publicat pe internet și cineva comentează. Gicu Dobrican, da, dumneavoastră sunteți cointeresată ca biserica să funcționeze. Bugetul familiei de acolo se trage. Alte probleme nu mai sunt în țara asta. Fiecare cu interesul lui. Soțul ei e popă și nu de oricare. Dar are biserică în curtea spitalului de la Bălți, ca să-ți dai seama. Cât de șmecheri și cât de nesimțiți sunt unii. Și-au făcut loc în politică. Nu s-a dus popa în politică, a trimis-o pe nevastă. Sau invers, nevastă s-a băgat în politică și acum vrea să-l tragă și pe popa întregile statului. Nu-i băga destul cultul religios majoritar controlat de la Moscova, care a dezinformat atâta lume în toate campaniile electorale. Hai să-l mai băgăm acum și pe pretext de pandemie. Apoi și scopul ca preoții să controleze Republica Moldova, e că e catare nu preoți. Hai să vorbim de-a dreptul. Sunt ofițeri din FSB, din Securitatea Rusiei Internaționale, cum s-ar mai spune, care controlează statele prin credincioși, îmi cer scuze. Da, am spus greșit și îmi cer scuze că i-am coborât pe cei care nu vor să înțeleagă știința că totuși, dacă vrei să conduci țara, condu-o tu și nu cineva prin haine preoțești să-ți speli creierii. Ei, este Biserica Rusă de mult trebuie de dat un șut. Asta și am vrut să spun că când a fost Anatol Hristestan pe dată 13, nu, în 2013 au fost și au făcut careva filmări prin Criuleni ce ține despre familia noastră acolo. I-am spus mai multe lucruri, printre care am spus clar, eu am văzut cum Biserica Rusă de Moldova împărță mitraliere automate. Deci mitraliere, e că asta moartea asta este. Pur și simplu eu am văzut-o într-un fel, dar realitatea este care noi vedem astăzi. Cum e, omoară, iau interes să omoare cât mai mulți moldoveni, ca să aibă unde să vină rușii, că destul de mulți avem la noi. Tot așa și... Chiar dacă n-ar fi străină și Biserica Ortodoxă Română are de câștigat din faptul că oamenii mor, pentru că li se plătesc și slujbe de mormântare și după aceea parastas și pomenire și tot așa, deci puțin îi pasă bisericii că oamenii se chinuie și mor, business-ul lor merge oricum. Vasile Lupu comentează, să trăim frumos și bine ca să-i vedem pe Dodon Șor la pușcărie. Altcineva din 3 aprilie făcea o glumă. Închisoarea numărul 13 din Chișinău va fi redenumită penitenciarul Ilan Șor. Și tot Vasile Lupu adaugă. Și Vasile Năstase, jos Năstase, și Andrei Năstase. Și jos Năstase Dodon Șor, parlamentare anticipate. Arcadii Alex e mai hotărât. Doar jos Dodon, zice omul. Alte comentarii nu avem până acum și nici intenții de a participa în discuție, de aceea probabil acuși vom încheia și promitem să revenim cu alte ocazii să mai vorbim și de bine și de rău despre guvernanți. Deci, de grabă, din cauza acestei pandemie și a stării de urgență nu vom avea anticipate, dar poate că e mai bine, oricum și Maia Sandu recunoaște că n-avea de gând să dizolve Parlamentul până în vară. Speră că acest lockdown va opri desfășurarea pandemiei. Dacă nu, în 2 săptămâni are de gând să conteste la Curtea Constituțională
decizia de ieri a Parlamentului, pentru că se pare că e doar o încercare disperată de tergiversare a dizolvării Parlamentului. În Republica Moldova, cel puțin, s-au întrunit deja toate condițiile pentru a fi dizolvat Parlamentul și pentru a se anunța alegeri parlamentare anticipate. Oleg, vreau să descurajez pe cei care cred în constituționalitatea actului care a fost votat ieri de Parlament. Pentru a vota stare de urgență, are dreptul să înainteze în Parlament președintele țării sau un guvern plenipotențial. Deci la noi guvernul este în dimisie, el nu are voie. Baia Sandu nu a înaintat în Parlament, dar a fost înaintat de trei deputați socialiști. Și scopul lor este ca să amână anticipatele. Vreau să spun că Baia Sandu niciodată, dacă ați luat seama, ori câteva întrebări îi dă de fiecare dată când la briefing ceva despre un viitor apropiat sau îndepărtat, dumneiei nu dă răspunsuri. Și faci corect. Dumneiei au spus clar, așteaptă hotărârea sau Curtea Constituțională ce va spune în privința împlinirii condițiilor pentru dizolvarea Parlamentului și îndată dizolvă Parlamentul. Deci, cuvântul îndată dizolvă Parlamentul, asta să înțelegem că va fi îndată înaintat la Curtea Constituțională și declarată neconstituțională hotărârea asta de judecată De Parlament. de Parlament, da, îmi cer scuze, de Parlament, și anulată legea asta de pandemia asta care a făcut așa tare socialiștii cât mă fură greu din ambarul țării, așa de tare iubesc ei, și o să declare anticipate, adică să anuleze dizolvarea Parlamentului. După dizolvarea Parlamentului, președintele țării are dreptul să convoace sau cum acolo, să prin decret, stare excepțională din caz de Parlamentul este dizolvat. Așa că Maia Sandu, doamna Maia Sandu, președintele nostru, are tot dreptul prin decrete să dirigeze cu stări critice cu țara. De atât că este șeful Republicii Moldova și noi trebuie să avem încredere între ei. Cât despre Dodon, eu am spus tot atunci, am scris și mai înainte, la curaj.net, care au dispărut o leacă, careva pagini acolo, celul domnul Tolu Cristian Stan, că eu am văzut clar că proruși și rușii vor fugi și chiar mulți vor arunca valizele lor pe drum cu așa grabă mare va trebui să fugă. Deci eu cred că a venit timpul să devenim martori la lucrul ăsta, trebuie să gătim camerele de filmat și să când va anunța cineva că aeroportul este plin și autogările sunt pline cu ruși, măcar să facem de amintire poze și să-i comparăm cu acelea când au fost românii noștri duși în Siberia, în și condiții. Nu știu de ce, domnul Ion, ești atât de pornit împotriva rușilor, când de fapt nefericirea, suferința noastră e cauzată tot de oameni de-ai noștri, care nu neapărat s-au născut răi, ci sunt capabili, apți de fapte rele. Ce, Dodon e rus? Mă, să-i profă de limbă română, de la Sadova Călărașilor. Ce, Candu e rus? O făcut facultate la Cluj. Voronin, să zicem, e născut în Transnistria, poate că are tată rus, dar Mihai Ghimpu, Dorin Chirtoacă, Vlad Filat, născut la Lăpușna Hânceștilor. Cum putem să dăm vina în continuare pe minoritatea aceea de 4-5% când de fapt de 30 de ani deja avem soarta în mâini și
suntem principalii făuritori ai soartei noastre. Cum putem să sperăm că o să începem să trăim bine abia după ce o să se împlinească visul sau coșmarul lui Ion Guzun, cărușe călare pe bagaje sau abandonând bagajele vor fugi? Unde să fugă? Suntem pe aceeași planetă, acum aceiași virus sunt periculoși pentru, și pentru ruși și pentru noi. Nu vedeți că și în Rusia se moare ca în Brazilia în disperare acum? Pentru că n-au fost capabili să se apere. Și vaccinul lor poate că e bun, dar n-au fost capabili să-l impună, să-l propună, să-l testeze, să convingă OMS să-l accepte. Ce părere ai despre întâlnirea Maiei Sandu cu ambasadorul Rusiei și l-a rugat, vă rugăm, poate ne dați, poate ne trimiteți niște vaccinuri de ale voastre? Pentru Transnistria, pentru Dodon sau și ea e gata să se vaccineze cu Sputnik V? Este un lucru bun să șeară Sputnik V, fiindcă s-a pus o propagandă mare și socialiștii nu erau să oprească să atașe aici la antivaccine și populația de obicei a început să renunțe definitiv, dacă ne aducem aminte, populația fug de vaccinare. Multe vaccine din Gagauzia, ele trebuie să fie redirecționate. Deci, Oleg, eu când am spus că or să fugă rușii, dumneata a scăpat un cuvânt sau nu l-ai tras atenția, pro-rușii sau mâncursii. Este un cuvânt normal, mă încurt. Un om care s-a gândit. Acum fug toți și patrioții și mancurții se duc acolo unde e mai bine. Exodul ăsta de 30 de ani nu ne mai permite să vorbim de rău. Nici despre migranți, nici despre minoritari. Ar trebui să schimbăm discursul că nu suntem în anii 90. Dragi basarabieni, ne îndeamnă Vasile Lupu, ridicați-vă fruntea. Probabil omul nu-i basarabian. Arcadia Alex zice, părerea mea că nu există virusul, nu există, asta e o farsă. Uite, omul încă nu crede, după 13 luni de suferință, de chin, omul crede încă că milioanele de medici din întreaga lume și de oameni de știință și de politicieni joacă o farsă. Omul se simte ca pe 1 aprilie, el atât de mult a fost păcălit, dus de nas și de politicieni și de medici, încât omul nu crede acum când îi spun Lupu, Lupu, pentru că a făcut glume cu ei că vine Lupu până acum de atâtea ori. Și iată, oameni ca Arcadie Alex sunt printre principalele victime care umplu spitalele. Bolește odată, a doua oară și el tot e sceptic și tot nu crede, crede că e o farsă, că l-au băgat în spital degeaba. Păi asta și problema cea mai mare. Și nu-i problema în ruși și nici în găgăuzi. Nu, găgăuzii eu nu spun. Găgăuzii... John Onoje spune. Ne tăiești la Strasburg, el e la Bruxelles și încă n-a uitat și o ține una în continuu cu ruși și găgăuzii, ruși și găgăuzii. Nu, găgăuzii sunt mințeți, sunt amăgiți. Și rușii din Moldova nu sunt mințeți. Nu se uită și ei la Russia Today, la Первый канал, la Россия 24. Ca și moldovenii, și rușii din Moldova sunt manipulați, duși, spălați pe creier și milioanele de ruși, zecele de milioane de ruși din Rusia sunt spălați pe creier. Oleg, eu am vorbit, vorbesc cu ruși, care e Moldova. Eu încă îi țin de ruși că ei vorbesc în limba rusă. Dar știi că mulți dintre ei nu au făcut observații. Îmi spun, я живу в Молдове. Почему ты меня русским называешь? Я молдаванин. А Дадон вор. Deci, aici stau om, el nu se simte rus, el se simte moldovean. Deci, ca tare, să lăsăm religia, tu spui că nu ești religios, păi să lăsăm religia la o parte, că suntem din sânge în sânge și mai departe. Dacă luăm din sânge în sânge, suntem toți de la Adam. Dar noi suntem locuitori a Moldovei, trăim sub o singură Constituție a Republicii Moldova, și nu sub Constituția Rusiei, dar care vin de Rusia, trăiesc în Moldova, dar în capul lor e Constituția Rusiei, eu pe și ei numesc ruși. Și aceia trebuie să ducă în Rusia, fiindcă ei încurcă viața la moldoveni. Uitați-vă din cauza la ei ruși, câte fabrici și uzine au fost furate în Moldova, că de 30 de ani. Ion, asta se numește xenofobie sau mai concret rusofobie și nu permit pe canalele mele să se
țin Eu astfel nu-i de urăsc. discursuri, incitatoare la ură. Eu nu-i urăsc și Dacă nu-i îi iau acuzi pe pe cei oameni că pobre. ești nefericit din cauza lor, înciți pe alții să-i urască. Dacă dumneata îi iubești, pretinzi că ești creștin. Nu, nu, eu, dar stai, Oleg, eu am verișoare. În Rusia trăiesc, în Tiumeni. Eu nu urăsc rușii. Dar când vorbim de ruși, astăzi în politică, nu așa, în politică se subînțelege directiva vieții sau direcția politică a Federației Ruse. Uitați-vă, cum să spunem, bravo Putin, ai făcut război, ai ucis oameni în Siria, în Libia, în Georgia, Moldova, în Ucraina, bravo, așa? Nu. Când se spune așa, că rușii cei care au în cap Constituția Rusiei, să fie buni, dacă nu vor să trăiască la noi în Moldova, să plece. Dar rușii care sunt moldoveni, chiar de vorbesc limba rusă, eu nu-i socot de rușii, răi, eu nu-i socot, nu-i urăsc și nu îndemn pe nimeni să urască. Din contra, noi trebuie să putem să deosebim, cum zice Smegor, că spicul greu din neghină, că, cum și-ai spus, uitați-vă, părinților Dodon sunt robâni și profesoară de limba română, dar Dodon e un vânzător, un trădător, un mancur, câteva milioane de dolari primiți în dar. Vreau să de la... spun că maică și ea cumpără și vinde. Am înțeles că e consilier local în sat și are o grămadă de terenuri de pământ Da, în Sadova. Așa româncă cum e. Și frațul Și o Vlad tăie Filat, tot copaci. așa ziceam, născut la Lăpuș, n-a școlit la Iași sau la București, nu știu unde a făcut drept. Și după aceea a furat și a vândut cât a putut, milioane și miliarde. Și Plahotniuc tot așa, născut pe la Nisporeni, nu știu pe unde. Tare spune, păi ia să și ieți, păi și vorbesc. Noi, eu pe el te consider ruș. Și că asta e politica Kremlinului. Hai să nu mergem pe cale greșită. Degeaba îi consider ruși dacă ei nu sunt ruși. Plahotniuc cu Ghimpu, cu Chertoacă, cu Vlad Filat au cetățenie românească. Și Candu, de ce a putut să vină la Iași să se vaccineze? Pentru că are cetățenie dublă. Cum poți să-i consider ruși pe ăștia? Bun. Dar și are cu banda criminală Ozorne, cum acolo. Nu știu ce are cu banda criminală Ozorne, dar Candu e finul Plahotniuc? Lui Plahotniuc. Iar Plahotniuc a condus principalul business românesc din Republica Moldova, Petrom. Și, și cum? Dăm vina pe ruși în continuare, îi numim, îi etichetăm dușmani, invadatori, când ei sunt de-ai noștri, școliți în România. Păi, eu spun încă o dată. Păi nu repeta, te rog, spune altfel. Da. Hai să spunem acei care fac războaie, care ucid oameni, să le spunem că sunt așa cum sunt. Că cei care ucid oamenii sunt criminali. Da. Da, în Ucraina, dar nu ruși. În Ucraina cine a venit cu război? Moldova cine a venit cu război? Moldovenii, să spunem. Niște Moldova, mercenari, ucrainenii. Inclusiv separatiști ucraineni, ce nu sunt destui și la noi, în stânga Nistrului. Moscova asta și vrea ca noi să numim separatiști, dar nu ocupanți. Ocupant și separatism sunt două lucruri diferite. La ONU este recunoscut și hârtie scrisă cu negru pe alb că Transnistria e ocupată de armata 14 a Rusiei. Și Crimeea și cele două formițele de regiuni Donetsk și Lugansk este ocupat de Federația Rusă, nu separatiști. Separatist Moscova vrea ca să creadă că noi facem război cu ai noștri din partea și care vor să separe de noi. Asta este o teorie greșită. Este ocupant care a venit cu ciubota din Kremlin, cu armă în mână și a făcut război. Și Selezniov, care a fost președintele Dumii de Stat în 2001, când a venit
comuniștii la putere au avut acea forță de purșel rusesc, că au venit în Parlamentul Republicii Moldova și au făcut declarații. Noi, Rusia, v-am făcut război vouă pe ministru pentru ca voi să nu vă uniți cu România. Poftim, întrebați-i Frontul Popular, hai, care s-au vândut cu roșca, dar mai sunt care nu. Întrebați-i și o să vă spună toți, inclusiv și Ion Costa, generalul, tot o să vă confirme că și el a auzit. Deci, spunem ce e și este. Nu separatiști, sunt ocupanți. Și proruși, asta se spune, care vin cu război. Dar care au venit și au primit cetățenia Republicii Moldova, cum să-l numesc pe rus că el e moldovan? Deamă-i după cetățenie. România au primit, e român. Nu este alte naționalități dacă au primit cetățenia România sau Moldova. Este moldovean și este român. Gata. Nu sunt alții. Dar dacă el vine cu mentalitatea rusă... Toți moldovenii sunt români. Nu toți românii sunt moldoveni. Sigur, de acord. Nu, dar eu spun, dacă a venit în Moldova, a primit cetățenia Moldovei, moldovean, a venit în tunelul și de Statele Unite, de Arabia Saudită, a venit în România, a primit cetățenie română, el e român. Punct. Dar dacă el vine de la Moscova, el nici nu vrea să audă să învețe limba română, el nu vrea să primească cetățenia română de Moldovei de 30 de ani, și noi să-l numim pe un separatist de reocupat. Și locul lui la Kremlin. Bun. Bun, noi ne-am dus departe. Trebuie să încheiem, eu cred că la ceva mai prelungim. Arcadie ne întreabă provocator, cât costă o vaccinare în Moldova? Peste tot în lume, vaccinarea e gratuită și operată doar de stat, iar statul cumpără vaccin direct de la producător. Dacă există o piață neagră a vaccinurilor, acolo riști să-ți bage chișet de vacă sau urină de pisică în vână și de aceea vă propun să nu dați bani pe vaccin, așteptați să vă vină rândul dacă vreți să vă vaccinați, dacă aveți cetățenie românească. Sau intrați chiar pe site-ul RoVaccinare și vă programați. Dacă nu, așteptați la Chișinău sau vaccinați-vă în Occident, unde sunteți, în Israel, în Grecia. Arcadie zice, rușii ne-au eliberat de la fașism, domnul Guzun să se informeze, americanii sunt de vină, dar nu rușii, nu știu despre ce anume vorbește, dar... Eu am să-i dau răspuns. Cum a făcut? Eu vreau să-i dau răspuns. Da, vă rog, dacă știți despre ce vorbește. Rușii nu ne-au eliberat de la fașiști. Fașismul a fost în Italia și învățați-vă să vorbiți corect. Germania a fost nazistă și nu fascistă. Bun, și mișcarea legionară din România, care avea svasticile fasciste luate încă de pe timpul lui Mussolini, după aceea Hitler a preluat și el svasticile fasciste și a făcut mișcarea național-socialistă, prescurtat nazi. Mișcarea legionară din România, cum era? Și după aceea, după ce a rupt relația cu legionarii, regimul dictatorial al lui Antonescu, dar tot antisemit, tot antinațional, tot antidrepturi ale omului, el cum era? Nu eu tot fascist, tot nazist, nu-i tot același lucru? Ce acum să ne cramponăm de diferența asta? Eu fascist. Bun. Hitler, când a semnat începutul războiului al doilea mondial, la Moscova, da, îmi pare că... Acela era pactul de neagresiune, nu era începutul războiului mondial. Era începutul războiului, că nu pactul, pactul spune... Era literii. Pact de neagresiune și războiul a început prin faptul că Uniunea Sovietică și cu Germania nazistă au împărțit în jumătate Polonia. Pe 1 septembrie 1939 au intrat nemții și după aia pe 14 septembrie au intrat și rușii. Asta, păi asta nu e începutul războiului al doilea mondial. A început întâi Germania, a început din partea de vest a Poloniei, trebuie să înceapă și rușii din partea asta să margă spre Polonia. Dar Stalin i-a lăsat, Stalin a venit cu întârziere și ascultă atent, Oleg. Germania a trecut prin toată Polonia, dar rușii au luat numai
o parte din Finlandia, trei țări baltice, Letonia, Estonia, dar ei s-au oprit și Germania a trecut linia roșie pe care a făcut-o Stalin și a intrat chiar în coace, dar pe teritoriul Uniunii Sovietice, adică regiunea Brest, ei au fost a Poloniei, deci a fost, trebuia să fie la ruși. Și a fost o paradă minunată, cu cânti, cu melodii, când tancurile germanii au predat Brestul rușilor, s-au retras. Dar nu după ce s-a întâlnit la Lviv, s-au întâlnit Hitler, asta a fost întâlnire ascunsă, secretă, Hitler cu Stalin, când a fost înțelegerea că Hitler se retragă la linia roșie, înțeleasă de cu Stalin atunci la Molotov Ribbentrop și s-a retras. Și după asta s-a pornit războiul, fiindcă când a auzit Hitler că rușii gătesc să dea război, lovitură puternică peste Germania, fiindcă să nu uităm că generalii sovietici în armată, au trimis oțel, au trimis motorină, au trimis benzină la nemți, ca la germani, ca Germania să cotropească Austria, Franța, toate țări până Africa. Se împrăște toți militarii peste tot locul, ca în Germania să rămână puțin militari. Și atunci se dă lovitură Stalin. Secretul este al dușii de unde l-a aflat Stalin și el a pornit un război, practic formal, dar a fost război, cu Stalin. Și așa cum Stalin l-a dus în prima linie, cât de obicei se fac când e război, trei linii de apărare. Prima linie peste 40 km, a doua linie peste 50 km, trei linii de apărare, dar au fost duse toate, și avioane, și benzină. Practic, o an de zile, Germania a bombardat Rusia cu bombele, cu avioane, cu tancurile rusești. Și Roosevelt, când a hotărât că se dea ajutor Rusiei, iată acest domn care a pus întrebare, că America a hrănit, a trimis armament ca să mențină și a dat a doilea lovitură, a deschis a doilea front în spatele Germaniei și unde Germania a retras tancuri de la Kursk, a retras militarii cu eșeloane, se duceau acolo, că acolo era mai fierbinte războiul. Deci tu, domnule, citești ghile, nu propaganda rusă care o măscărit amintirea oamenilor. Și Jucov trimite militarii sub mitralierele germane un automat, o carabină și 10 dezarmați special, dacă cade primul, se ia doilea. Și erau împușcați toți 10. Jucov era chiar o fost judecat și a fost împușcat și el a fost meslic, cum îi zice, care taie porci, măcelar. El era ponegrit, măcelar și a fost pedepsit pentru asta. Dar dumneata spui. Și americanii în 90 tot au hrănit cu picioarele lui Bush, așa numite, pulpi de găină au hrănit Rusia. Adă-ți aminte. Și Putin singur a recunoscut că cea mai puternică armată, țară, este Statele Unite și niciun fel de Rusia. Așa că eu cred că am dat răspuns. Vasile Lupu îi reproșează lui Arcade. Ce mai, Arcade, trezește-te. Americanii au jefuit banca, nu știu care bancă, dar cam toate băncile din Moldova au fost terenuri de experimente și de jaf bancar. Americanii și-au băgat coada la noi în Moldova, zice Arcadi totuși ca replică. Deci omul continuă să creadă ceea ce îi se spune cel mai des de la televizor, că americanii ploho și ruschii harașo. Dar păi în Afganistan, Oleg, cum a intrat Brejnev, a intrat cu armata? Ca să nu între americanii, se împuște Moscova. Asta a fost motiv.
început război aici ca să ne unim în Crimea, ca să nu între americani în Crimea. Ascultați, oameni buni, și lor nu le trebuie nici Moldova, nici Crimea. Americanii, dacă se vrea să bombardeze Rusia, este Marea Mediterană, este Marea Baltică, de la 2000 km trimite tamagăpșile astea și ele mărg și curăță pământul, dacă au nevoie, îl ară. Așa ei, că... rușii au demonstrat în Siria că au și ei tamahavcurile lor și că unde? Să nu ne punem mintea cu ei, că poate să trimite oricând rachete balistice Oleg, dintr-un capăt al lumii în altul. Oleg, ei au luat filmurile de tamagăpcile americane și le-au arătat. Dar Bine coptut. Era de ieri, Iranul, că pe acolo, de la Marea Caspie, peste Iran, peste Siria, au mers acele așa numite rachete, dar el întreabă câte au ajuns la destinație. Nici una. Au căzut peste satele iraniene, au căzut drept turma de oi, acolo mai nu au omorât oile și alea când au căzut jos și au luat foc, deci nu a explodat nici una, nu a explodat, chiar au căzut jos. În Siria au fost strânsă, Iranul le-a strâns iranienii și ele sunt în Ion, cam nu putem nega că rușii sunt buni la ceva, mai ales la armament. O grămadă de avioane, de anti-avioane, puști, submarine scumpărate de India, de Brazilia, de Iran, de lumea a treia, sunt capabili. Nu da. Întâmplător și americanii foloseau rachetele lor pentru că sunt mai ieftine. Până a apărut Nu, el în mască cu proiectul cu lui. Dar câți ani? 30 de ani americanii foloseau cosmodromul de la Baikonur și rachetele sovietice. Oleg, ai auzit, dar nu știi. Deci, acele motoare sau cum spune de rachetă, ele sunt furate Furate, nefurate, Germania. Ion, se duceau la Unde Baikonur și de acolo zburau săracii americani și tot dăm acolo voie să spun. aterizau. Oleg, dăm voie să spun. Au fost furate pe timpul Uniunii Sovietice din Germania Democrată. Și aceste motoare, ele nu se ridică în cosmos. Și niciuna amâie de Rusia nu se ridică în cosmos. Nu se ridică nicio rachetă. Dacă Fiindcă stau să mă uit acum pe parsec.ro, o să arăt că fiecare săptămână se ridică câte o rachetă din Rusia. Furată, nefurată, dar se ridică. Oleg, ele se ridică pe avionica Statelor Unite. Avionica este, se ridică. Avionica nu, e cade. Ce nu se înțelege? Întrebați-i la urma urmei. Întrebați-i și veți convinge. Asta una, două. Nu, Rusia, cât a durat războiul de la Azerbaijan? Oleg, un teritoriu aproape ca Moldova, poate și mai mare, Oleg, Nagorno-Karabakh, 55 de zile au fost eliberat de munți, unde e cel mai greu de dus războaie. Unde tehnica rusească? Alu, rachete rusești, Iskander, toate cele, ele au fost retrase momentan, că două au fost distruse și restul tătile retrasele pe teritoriul Armeniei și care au împușcat din teritoriul Armeniei, în loc să cadă peste atomul electric de la cum se cheamă orașul, Mingeceaur, au picat la 6 km peste un sătuc Knivinovat. Așa că iată, pe 22 martie, la miezul nopții, nu, la 6 dimineața, zboară racheta Soyuz de pe cosmodromul Baikonur și pe 25 martie, de pe cosmodromul Vostochnyi, pleacă Soyuz 2. Chiar luna... A, nu, a plecat, că a fost luna trecută, luna 3, acum deja suntem în luna 4. Deci păi luna da, trecută au plecat două rachete din Rusia. Păi ele se duc cu avionica. Și avionica... Toată aparatura electronică este a Statelor Unite. Ei o dă, e racheta zboară. Ei nu dă, racheta și nu se americanii, ridică. Dacă erau atât de bengoși, de ce n-au făcut asta până acum? Cine?
rachetele lor. Până acum zburau cu rachetele rușilor. Păi erau motoarele astea, erau tare ieftine, fiindcă ele ca atare erau câte patru motoare la o rachetă, Faust 2, cum se mai cheamă, a Germaniei. Amunci, ăsta cum îl cheamă, Caraliov sau care Caraliov, acum? Tchelkovski, Caraliov, câți Caraliov? El a luat și a împărțit, fiindcă puterea era foarte, foarte mare, și l-a împărțit în patru. Deci, o pătrime din motorul cel care era la V2 era destul ca să ridice o jumătate de tonă, cât acolo, o tonă, până la două tone, trei, nu știu cât, în cosmos, în spațiu. Era destul. Dar ei, Germania, au făcut ca să ridice trotil acolo 10 tone, 20 de tone. Deși eu am părțit motorul. Asta este scris, eu am găsit și am ascultat, am să-ți dau un link, am să caut și am să-l dau. Și chiar foarte des spune un blogger din Harkov, Alexandru Bespalăi. El, Alexandru Bespalăi, el foarte des și foarte corect spune, el pe tema asta lui, meseria lui este în ceea ce spune omul. Deci, credeți-mă. Orice ar spune, nimeni nu deține adevărul și de aceea și noi ar trebui să admitem că ceea ce spunem noi poate fi complet eronat, foarte departe de adevăr, să nu pretindem precum covidioții și coronascepticii și alții mincinoși, să pretindem că deținem adevărul și ceea ce spunem noi e fix adevărat. Da, e ca să luăm motocicleta Ural. Și asta e frate. Asta e motocicleta BMW. Da, îți dai seama, roata a fost inventată de temirce african cu zeci de mii de ani în urmă. Și acum toți folosim roata asta și nu pretindem că e roata rusească. Nu, această motocicletă Ural, când a fost preluată de la Germania, acolo firma BMW o făcea în mai multe uzine, deci o uzină care a fost pe teritoriul democrat, a fost adus în Rusia și dus în Ural acolo. Am acela uzină de la Ural, i-o dată la Kiev, i-o dată ca să construiască și aici motociclete, să ansambleze. Dar se fura, se cumpăra motorul desfăcut pe bucăți prin Austria, prin Ungaria, cumpăra și le făcea. Când au aflat Germania Federală că acolo se face motorul, cu lucrurile de la motor, cilindru, cutia de viteză, etc., ei au oprit lucrul ăsta. Și acum uzina de Ural din Rusia cumpără contrafac din China. Numai că neamă motorul nu e acela. Cam se șerbântă, stochești, etc. Deci, nu uităm. Nu știu, au și rudele mele motocicletă Urală, MT și ce mai era ieși pe atunci, după 30 de ani de când a dispărut Uniunea Sovietică, încă mai folosesc motocicletele cele. Cât furate, nesfurate, dar tehnică bună. Da, era asamblată în Uniunea Sovietică, dar detaliile aduse pe ascuns din Germania. E clar, că ești supărat pe ruși, nimic n-au făcut ruși, nici telefoane mobile, nici computere, nici vaccinuri, tot au furat și maladeț vestul. Mă mir că n-ai emigrat mai departe de ruși, te-ai oprit în Franța. Oleg, toate fotoaparatele care au fost Zenit, Zorchi, Sfema, toate astea, toate sunt fotoaparate din Statele Unite aduse. Și arată ceva ce are Rusia. Enorm. Ceasurile care se fac... Clar, Ion, te doare, suferi, am înțeles. Erai la Nistru, ai suportat consecințele războiului, acum n-o să-ți scoată nimeni din cap că rușii sunt invadatori. Eu cred că rușii sunt oameni și rău pe care l-au făcut unii ruși nu ar trebui să stigmatizeze întreaga nație rusească, pe fiecare rus în parte, inclusiv cei care trăiesc printre noi
în România, în Europa sau în Republica Moldova. Vorbim mai mult de o oră, de aceea nu cred că are rost să continuăm. Nimeni nu și-a manifestat intenția să participe cu noi. Oricum, le mulțumim celor care au comentat și vom Like-uri, reveni share. curând. Vom mai vorbi și luna asta. Like-uri, share. Și dislike-ul, puneți-vă, dacă vreți. Important este să vă implicați, să participați. Noroc! Nu. No.